Spune-mi, cum funcționau cuptoarele astea de vară la noi aici la Griș? Știi cum funcționau? În 1958, 23 ianuarie, am lucrat la carieră, deci am ținut locul lui bunicul meu o câteva zile. Și am lucrat acolo la cuptoare. Erau cuptoare de 9.000 de kilograme și erau cuptoare de 12.000 de kilograme. Aici tot a pornit de la marfă, de la materia primă care s-a coborât din carieră. Adică pentru un moment trebuia piatră aleasă, selectată, pentru facerea schelii a cuptorului, deci pișoarele, că noi așa ziceam, la gurile cuptorului. Și se clădea piatra exact cum se clădește o fântână rotundă și se făcea cupola. Cu cât făceai cupola mai înaltă, cu atâta pierdeai din tonaj, cu cât o lăsai mai jos, câștigai la tonaj. Și după ce era terminată cu ziditul, se făcea un mortar așa mai slăbuț cu piatră de aia măruntă și se arunca deasupra la cupolă, se închidea toate galeriile. Și se începea cu focul mic. Cuptorul trebuia să ardă 72 de oare la presiune. După 72 de oare se întrerupea focul, se scodea cărbunii afară, se astingeau și lăsa cuptorul să se răcească, că durau câteva zile până se stâmpăra el temperatura lui. Ca materie primă se folosea lemnul. Din pădure, nu? Din pădure. Trebuie 48 de metri steri de lemn la un cuptor de 1200, deci de 12 tone. 48 de metri steri, deci lemn bun. La ăsta, la alt, mai se scădea, că era de cantitate mai mică. Dar ăsta era durata focului, 72 de ore. Când cuptorul, varul era ars, era incandescent, parcă era o sticlă aprinsă. Și așa focul sus. Deci vedeai flacăra arzând afară, atunci a fost varul, piatra discompusă în var. Dar să știi că la treaba asta numai specialiști au putut să încheie cuptorul, că altfel nu ținea. Deci trebuia să știi să-i formezi bolta, pișoarele. Dar ce s-a întâmplat? Nu s-a respectat protecția muncii în carieră. Nu s-a respectat. În loc să lucrăm în treaptă, am lucrat în tumbă. Ce înseamnă în tumbă? Deci jos în sus. Aha. Deci, ca să lucri, să nu se întâmple accidente, trebuie să vii în treaptă. Treaptă cu treaptă cu treaptă. Deci noi am lucrat sub el. Și am bătut, am făcut găurile manual, deci erau burghie de 2 metri, de 4, de 6, de 8, depinde cât vrei să faci adâncul găurii și să pregătea cu astraleta. Și am făcut în perete o gaură de 6 metri și am încărcat-o cu astralita și am dat foc. Ea, în loc să arunce, să rupă peretele, s-a disfundat. Și-a făcut o pușcătură și un praf scos și bine mersi. Aia a fost în perioada timpului mesei, prânzul mare, la ora 12. Ne-am dus acasă să mâncăm de amiază, cum zicem noi. Ne-am întors la ora 1 la lucru. Ne-am urcat sus. Ne-am uitat, am văzut, am curățat calea de acces
Și zice artificiarul la magazioner, băi, onuișe, mă-i du 2 kg de astralită și atâția metri de fitil. Că zice, nu m-a s-o desfondat. În clipa aia, când omul a vorbit cu magazionerul și l-a pornit să ducă, magazionerul a întors capul să întrebe că mărgându-l, a uitat câți metri. Când o, numai atâta am mai înțeles, fugiți fraților că să se rupă. Fracțiune de secundă sau o mână lui Dumnezeu pusă asupra mea și al lui mai un lucrător, am rămas suspendat lipit de peretele de stâncă, iar doi oameni au rămas morți, după unul au căutat după picioare, tot a fost rupt bucăți. Ăsta la alt și a apărut protecția munții, a apărut miliția, au declarații și s-a închis cariera, gata, nu s-a mai dat voie să lucre. Până acum, foarte, foarte târziu, CAP-ul a intrat în acțiune și au lucrat și cu, pe bază de materiale noastre, dar pe urmă au zis că apare scump și au început de ori lucra cu injectoare pe motorină. Aia a fost și mai scumpă și au întrerupt definitiv și nu se mai lucrează nici în ziua de azi la așa ceva. Deci noi cumpărăm var că avem varul în sat. Și am înțeles că puritatea este foarte ridicată. Deci unica piatră, mă, la piatra Craiului mai este materia primă de capacitatea asta de puritate. Puritate, da. Am înțeles că undeva la 99, da, ceva. Da, deci e un var foarte puternic. Puternic. Da? Dacă nu mai sunt niște fonduri, nu mai sunt. Valea asta care e, zice, Valea Almășului, pentru că la pădure, acolo ținutul și el a fost un sat. Agrigiul ăsta a fost împărțit în două denumiri, Almăș și Agrigi. Dar ăștia din Almăș mai mult au trăit în triburi. Și ei, triburile astea, mai multe la loc, au format o gintă. Ginta, mai multe din la loc, au format o, cum să zice, un stat și un stat, o comuniune și pe urmă un stat. Până pe la anul 1740 și ceva, atunci s-ar fi unificat astea două sate. Iar Valea Almășului are denumirea Valea Popii pentru că acolo un preot, motorca Romulus, venind preot în sat la noi, domnule, și-or făcut, ei singuri s-or împuternișit, s-or făcut averile, și-au luat un deal de pădure, mai mult de 100 de hectare. Și acolo a avut casa lui, deci cabana, acolo a avut animale, îngrijitori, au avut terenuri agricole sus, unde se dădea cu cota aparte la oameni care vreau să lucre pământ la popa. De unde a venit popa motorca de origine? Popa motorca de origine din Nadăș, localitatea Nadăș. Da. Și câți ani a fost aici la Griji, mai știți? Câți ani, nu pot, în tot cazul, cred că din înainte de 1930. Înainte că el a fost născut anul 1860. Așa ani și cu decedat, îngropat în curtea bisericii. Măi, așa au fost timpurile atunci, cum să acum exact. Parlamentarii XY își fac averul de nimic. Pe nimic. Deci apar cu suprafață întinsă, dealuri, munți de păduri, apar cu zone întinsă de teren arabil și măcar așa ceva nu a fost. Așa a fost și pe perioada al Popa, că atunci și-a zis Popa, a fost literă de lege, deci nu ai putut să-i comentezi. Eu și-a luat pădure cât o vrut, și-a luat carieră, cu tăice că nici neam din neamul lui Popa nu a făcut șoca asta, că asta de la evoluția, când s-a apărut pământul. A avut și cuptoare de vară aici la Griji. A avut, da.
o bucătoare de vară. Dar, în schimb, pe supoala dealului, cum zice noi, Șoacă, sunt 47 de cuptoare, deci unele se cunosc foarte bine, se pot pune și în funcție, și unele ruinele lor se cunosc, deci 47 de cuptoare de vară, de anumite capacități, de dimensiuni. Și biserica asta e făcută sub titulatura lui, deci el a depus o sumă însemnată de bani, celălalt frățil a pus bătaie la care au făcut cuptoare de vară și cu sprijinul și cu conduita lor s-a făcut biserica. Și la ora actuală, pe același amplasament pe Valea Popii, sunt făcute cantoane silvice. Deci casa care a fost al Popa s-a demolat, s-a stricat și s-a făcut canton altul. Deci tot pe același loc. Deci acolo practic a fost cabana lui. Da, da. Acolo avea reședința de, cum o să zic, la pădure, la iarbă verde.